Susținerea financiară totală pentru tinerii fermieri care vor să facă agricultură este de 100 de milioane de euro. Adrian Oros a declarat în exclusivitate pentru AgroTV că s-au introdus noi criterii de selecție în vederea unei coerențe interne la nivelul finanțării din perioada de tranziție. În primul rând, principiul integrării în cadrul planurilor de afaceri a activităților de protecție a mediului privind gestionarea gunoiului de graj, Agricultura de precizie, adică dacă ai zootehnie și ai integrat și aceste lucruri care se pliază pe Green Deal, ai prioritate, a explicat șeful de la MADR. Alte două condiții se vor regăsi în fișa pentru submăsura 6.1 și care le vor aduce puncte în plus la dosar tinerilor fermieri. Este vorba de principiul integrării în cadrul planurilor de afacere a construirii și modernizării a clădirii cu destinație agroalimentară, achiziție de echipamente în vederea creșterii performanței economice a exploatației. Un alt avantaj este principiul apartenenței la o formă asociativă. Cu alte cuvinte, unindu-se, fermierii mici vor avea o altă putere de negociere cu marile lansuri de magazine, dar mai ales se vor putea dezvolta mult mai repede. Și încă un lucru de luat în seamă. Alocările financiare per proiect vor fi majorate până la 50.000 de euro, respectiv 70.000 de euro, în cazul în care solicitanții vor depune unele condiții specifice. Atenție! Până la data de 4 mai să depună proiectele pentru a obține fondurile europene disponibile prin submăsura 6.1 pentru alocarea financiară 2014-2020.